Cei doi viceprimari care și-au asumat organizarea festivalului toamnei din acest an de la Botoșani au reușit să strângă suma necesară din sponsorizări pentru ca această acțiune să aibă succesul scontat. Cătălina Lupașcu a menționat că suma de care mai are nevoie este sub 1.000 de euro. Avem în contul primăriei 23.300 de lei, mai avem nevoie de 3.400 de lei și suntem acoperiți cu necesarul de sponsorizări pentru organizarea festivalului September Fest. Așadar, pe această cale vreau să mulțumesc din suflet celor care au contribuit și contribuie la organizarea acestor manifestări. Deși a declarat că va trimite scrisori către toți consilierii locali care au afaceri proprii pentru a contribui financiar la festival, până la urmă demersul nu a avut mari rezultate. Numai unul dintre aleși a donat efectiv bani. Doar domnul Sorin Apostoliu urmează astăzi să introducă în caseria municipalității 1.000 de lei. Dincolo de promisiunile făcute de domnul primar, nu s-a întâmplat absolut nimic deocamdată. În schimb, sprijină financiar September Fest societățile aflate în subordinea primăriei, care derulează contracte cu primăria sau care aparțin unor politicieni precum El Trans, Modern Calnor și Locativa. Festivalul toamnei va avea loc în perioada 11-14 septembrie 2014.